Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Fraților și surorilor, din Iosua, din capitolul 24, haideți să citim textul pe care îl cunoaștem cu toții și haideți să și dăm respect cuvântului Domnului, să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului și să citim de la versetul 14 în jos. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin. Vă invit cu respect să reluați locurile. Vă aduc salutări sfinte din Cluj, din partea fraților din Biserica Albinii, fratele Călin, ceilalți frați slujitori. M-au rugat, m-au însărcinat să vă aduc salutări sfinte și salutul bisericii noastre era scris cândva pe frontispiciu: Maranata, Domnul nostru vine. Și l-așteptăm să vină pe Domnul. Fraților și surorilor, din Iosua, din capitolul 24, este o temă foarte importantă pentru noi, în special pentru cei care avem familie, dar nu neapărat. Și să știți că tema asta e foarte simplă pentru noi, dar totodată practică și destul de greu de dus, așa pe termen lung. Și haideți să ne uităm puțin la această temă pe care am numit-o așa: reforma începe de aici. De unde? O să vedem imediat de unde trebuie să înceapă reforma în viețile noastre. Înainte de toate, fraților și surorilor, aș vrea să înțelegem ce înseamnă reformă. Domnul Dumnezeu, atunci când a coborât pe pământ și l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări o suflare de viață, avea o formă de întâlnire între el și om în răcoarea zilei și asta era părtășia pe care omul o avea cu Dumnezeu. Mai târziu, dacă o să citim cu atenție în Scriptură, după ce Cain și Abel ajung la incidentul pe care îl cunoaștem, Abel moare, Cain se răzvrătește și se naște următorul copil în familia lui Adam și spune acolo Scriptura: atunci au început oamenii să caute, să cheme pe Dumnezeu. Era în om și există în om un dor după Dumnezeu, după părtășia cu Dumnezeu. Și mai încolo, uitați-vă, și cartea Geneza, de fapt, se împarte în trei mari secțiuni. Este secțiunea generare, o putem numi așa, când s-au generat, când s-au creat toate lucrurile, sunt primele două capitole din Geneza, apoi e secțiunea degenerare, și apoi, bineînțeles, de la capitolul 12 încolo, e regenerarea. Și acum haideți să o luăm practic. Dacă Domnul Hristos, atunci când a venit pe pământ, a stabilit pocăinței o formă, fraților, pe care noi am învățat-o din Scriptură și de la înaintașii noștri, despre care spune Cartea Evreilor că trebuie să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm exemplul. Dacă noi am primit o anumită formă a pocăinței, după Scripturi vorbim, după Scripturi, imediat vine vrăjmașul, vine diavolul și știți ce spune? Se poate și așa, se poate și așa, se poate și așa. Și din forma aceea, diavolul vine și face o deformare, o deformează. Forma nu mai este originală. Pocăința nu mai e originală, spun mulți. Eu m-am născut în 1981 la Câmpia Turzii. Era o biserică în care Domnul s-a prezentat de multe ori, să știți.
Acolo în biserica aceea în care ne adunam la subsol, erau niște prezențe și niște părtășii în Duhul Sfânt extraordinare. L-am avut pe fratele Sile Lăzăreanu, pe care l-a atins Domnul și din olog, era un olog care l-au adus frații pe sus în biserică, l-au luat pe sus și l-au adus și l-au pus în față, lângă amvon. Și în timpul unei rugăciuni mai aprinse, a coborât Duhul Sfânt peste fratele Sile și ologul a sărit în picioare. Și când a sărit ologul în picioare, a văzut biserica și s-a încins biserica la rugăciune. Și atunci a venit o altă putere peste olog și nu numai că a stat pe picioare, a început să fugă prin adunare. Și cum e acum la voi, că am văzut că a căzut zăpadă. Să uita la finalul bisericii soția la el și spunea: mă, Sile, ce facem cu Sania? Că eu te-am adus la biserică pe Sanie, că tu ai fost olog, dar acum tu nu mai ești olog. Ce facem cu Sania? Femeie, ca să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, urcă-te pe Sanie și te trag eu până acasă. Ologul, ologul, fraților, ologul. Pentru că Dumnezeu lucra cu semne și minuni. Dar, fraților, altfel erau zilele de post, altfel erau zilele de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, altfel erau cântările. Țin minte cum cântau frații și era așa de prezent Domnul și așa de cercetat era poporul, că la cântare se plângea, se vărsau lacrimi la cântare. Dacă venea o prorocie prin Duhul Sfânt și era mustrat poporul, pornea un vuiet peste toată adunarea și plângeau cu toții și îl căutau pe Domnul, așa cum scrie în Zaharia, așa cum plânge pe cineva pe întâiul născut care i-a murit, așa îl plângeau pe Domnul și că îl pierd și că pierd răpirea. Dacă era o predică în care era mustrare, iară pornea vuietul, nu mai putea predicatorul să predice, sărea biserica la rugăciune să se mărturisească înaintea lui Dumnezeu. Ei, fraților și surori, dacă forma aceea a existat cândva, o formă bună, a venit diavolul și e bună și asta, e bună și cealaltă, Domnul nu-i supărat nici de aia, nici de cealaltă, și imediat forma se deformează. Și în vremuri de criză, fraților și surori, în vremuri de criză, Dumnezeu își ridică mari reformatori, să știți. Asta înseamnă că deformările trebuie cumva reparate și să se cunoască iară forma de odinioară, că Dumnezeu e același. Slăvit să fie El! Noi ne schimbăm, noi deformăm lucrurile, dar Dumnezeu rămâne același. Și de aceea textul nostru spune, și spunea, mă duc pe lucruri practice și simple, reforma începe de aici. Marii reformatori ai lui Dumnezeu, Avram, Moise, Iosua, Iov, Asaf, dacă vreți, Pavel, Petru, au fost reformatori și ei și-au început reforma din propriile lor familii, fraților. Și Dumnezeu aici pune degetul. Noi avem nevoie de reformă în viețile noastre și în familiile noastre. Și dacă în familiile noastre facem ceea ce trebuie, biserica se va înflăcăra. Dumnezeu va lucra, fraților. Parcă sunt gelos, să știți, sunt gelos câteodată, pentru că am auzit și cred lucrarea asta, a fost dată printr-o soră care a plecat la Domnul în anul 2020, dar înainte să plece ea la Domnul, cu vreo 2 ani, am auzit lucrarea care suna în felul următor: caut bărbați cu lepădare de sine ca să-mi însoțesc Evanghelia cu semnele și minunile ei. Fraților, Dumnezeu caută oameni cu lepădare de sine. La Sfântul Francisc se spune că s-a dus cineva și l-a întrebat: cum de prin tine se fac atâtea minuni și vindecări? Și s-a uitat el, dar n-a glumit, a vorbit foarte serios. Zice: Dumnezeu s-a uitat din cer pe pământ și-o găsit pe cel mai nevrednic, pe cel mai rău, pe cel mai slab și m-a ales pe mine. Și zice: Dumnezeu lucrează prin cel mai slab și prin cel mai nevrednic. Ei, dacă eu m-aș vedea așa, atunci Dumnezeu ar putea să lucreze mai mult prin mine, mai mult prin dumneata. Dar ca să ne ferească de o cădere, fraților,
că în momentul în care se aude că a sărit un om din căruț, că a lucrat Dumnezeu nu știu unde și a făcut o minune, imediat tăbărăsc cu telefoanele, hai și la noi, hai și la noi, hai și la noi, ăsta e omul Domnului și îl înalță. Și Domnul de multe ori lucrează în așa fel încât să nu izbească privirile ca să-și facă lucrările prin oameni pe care îi smerește El, fraților. Am cunoscut lângă Cluj, la Corpadea, pe un frate, fratele Alexa. Mi-a pus Domnul așa pe inimă, de când eram copil, am iubit pe frații bătrâni și în special pe vasele de lucru. Fratele Alexa era un om al lui Dumnezeu, un om deosebit, un prezbiter, un om care se ruga pentru demonizați, care se ruga pentru bolnavi, care avea lucrare din partea Domnului, predica bine, era un om bine văzut. Și ce s-a întâmplat într-o zi, a fost invitat undeva într-o biserică, erau niște cauze speciale acolo, trebuia să și predice, n-avea cine să predice. Și s-a dus fratele Alexa acolo și oamenii l-au așteptat pe Alexa, nu pe Domnul Iisus. Și când s-a dus el acolo și a început să predice, i s-a luat tot. Și atât s-a bâlbâit și nu mai știu nici versete, nimic să spună, nimic nu știu să zică la frază, nimic. Și la un moment dat, după ce s-a tot bâlbâit, s-a pus jos, rușinat, cu capul plecat, a mers slujba înainte, s-a terminat biserica, nimeni nu l-a mai chemat pe fratele Alexa acasă, la mâncare, nimeni. O rămas, o beat o soră, era acolo cu curățenia și o zis, auzi, dacă nu te-o lua nimeni, hai la mine acasă. Și l-a dus la ea acasă. Dar la sora acasă era un caz de boală gravă, era un caz de posedare demonică. Și fratele zmerit, lovit, bătut bine, s-a dus și s-a rugat și a zis, Doamne, dacă mai ai ceva de lucru cu mine, atinge-te de fata asta și eliberează-o. Și Domnul a eliberat-o pe loc. Să vedeți seara cum îl tăbărau. Hai la noi. Nu, zice, eu mă duc la sora aia, că acolo am fost primit. Dar Domnul a trebuit înainte să-l zmerească. Fraților, surorilor, Domnul lucrează cu cei zmeriți. Și cea mai mare smerenie este să mă uit la mine și în jurul meu, în familia mea și să spun, Doamne, eu vreau să pornesc de aici. Haideți să ne uităm în Scriptură să vedem ce așteaptă Domnul de la noi. Odată, uitați-vă aici în Iosua, în capitolul 24, de la 2 în jos, Iosua începe să citeze și să citească din Scriptură. Nu erau știri pe telefon, nu rubrici de ziare, nu telejurnale, nu cărți din biblioteci, nu tot felul de comentarii, nimic. A luat Scriptura și uitați-vă ce spune aici, de la versetul 2 în jos. Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel și începe să vorbească din partea lui Dumnezeu. Și asta de fapt era istorie, era ceea ce scrie în Geneza și în alte cărți ale Bibliei. Ei, reforma începe de aici. Reforma trebuie să înceapă de la cartea asta, fraților. Să punem cartea aceasta pe primul loc în familiile noastre, în viețile noastre. Și așa Dumnezeu o să ne umple de putere. Se vorbește astăzi mult, mult de vindecare prin proclamare, de tot felul de curente. Astea nu-s din Biblie. Dar să știți că o vindecare adevărată, curată, și cunosc un frate, un om al lui Dumnezeu, un păstor, el a avut un accident în tinerețe, cred că Domnul așa a vrut, nu știu de ce a îngăduit Domnul să aibă accidentul acela, el era proroc și la un moment dat a auzit o șoaptă care nu era de la Duhul Sfânt și era de la altcineva și a crezut-o. Din momentul acela s-a blocat, n-a mai putut să lucreze cu darul de prorocie, dar s-a axat și s-a legat de cuvântul lui Dumnezeu. Are 80 de ani, către 80 de ani. Și ne povestea aproape cu lacrimi în ochi. Zice, zilele astea m-a învățat câteva versete din Biblie. Și știți cum îl folosește Dumnezeu pe omul ăsta? Merge la amvon, începe predica,
îi aduce Duhul Sfânt un verset, îi mai aduce încă un verset, altul și merge din verset în verset, din verset în verset și greșește foarte puțin, pentru că nu vorbește de la el, vorbește direct de la Domnul, din cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta ne povestea în lucrarea lui de pastorație, ca să vedeți cât e de importantă reforma de la citirea Bibliei, să începem să citim Biblia, că intră puterea lui Dumnezeu în noi. Slăvit să fie Domnul! Omul acesta s-a dus la un moment dat la o soră, era bolnavă, era acasă, era pe pat. Deja fetele ei au chemat salvarea și au zis: mamă, stai, mai rabdă încă un pic, că vine salvarea. Dar înainte să vină salvarea, mama a sunat la fratele păstor și a zis: te rog frumos să vii până la mine, să te rogi. Și a mers fratele. Și când ajunge acolo, copiii sorei au zis așa: grăbește-te că vine ambulanța, grăbește-te. Și el a zis: bine, mă grăbesc. Și când s-a rugat rapid acolo lângă patul ei, Domnul, în timpul rugăciunii, Domnul i-a dăruit un cuvânt și i-a zis așa sorei: auzi, soră, citește, dar citește, promite-mi că citești, că eu plec de aici, dar promite-mi că citești acum până eu plec, Isaia capitolul 41 cu versetul 10. Dar să-l citești, promiți, promit. Bun, Domnul cu tine, și-o plecat. În timp ce sora asta, bolnavă, bolnavă grav, a început să citească: nu te teme, că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, că eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. A intrat Duhul Sfânt în ea, Duhul de vindecare, și a sărit din pat vindecată prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și copiii s-au uitat și au zis: mamă, nu ne face de rușine, du-te înapoi în pat, că vine ambulanța. Dar eu-s vindecată. Nu, zice, ne faci de rușine, du-te repede în pat. Și-au venit cei de la ambulanță și-au trebuit să audă lucrarea lui Dumnezeu, că sora era vindecată complet, fraților, prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Fraților și surorilor, Domnul Iisus să ne ajute în anul ăsta 2023 să ne punem pe inimă citirea în Biblie mai mult ca până acum, că Domnul stă aproape să vină, fraților. Se vestesc pe toate planurile, se vestește din partea lui Dumnezeu că Domnul vine. Și să știți că am auzit descoperiri și mi-au spus frați care au avut răpiri sufletești: la nunta mielului mai erau puține locuri și alea se ocupă repede și vine Domnul, să știți, vine Domnul. Și cum îl așteptăm noi pe Domnul? Trebuie să luăm cartea, să luăm cuvântul în care Domnul a citit, a scris și a insuflat pe proroci și pe oamenii lui. Și uitați-vă ce spune în 1 Timotei capitolul 4. Versetul 16. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei te ascultă, pe cei din familie. Am citit într-o carte și mi-a plăcut, m-a marcat lucrul acesta. O femeie de moravuri ușoare s-a pocăit undeva într-un sat. Era femeia stricată, stricată a satului. Și femeia asta s-a dus la biserică și a zis: eu, știți prin cine m-am pocăit? Prin bătrânelul acela care locuiește la marginea satului. Prin el m-am pocăit. Mă duceam spre pădure să-mi iau viața și am văzut lumina aprinsă la o casă, la marginea satului. Și m-am apropiat de geamul acela. Și era un bătrânel în mijlocul familiei lui, copiii deja erau mari, dar el era obișnuit de zeci de ani să citească în Biblie. Citea, era seară, citea în Biblie și apoi începea rugăciunea de mijlocire. Și în rugăciunea lui de mijlocire spunea: Doamne, ai milă de cutare, de cutare, de cutare și ai milă și de stricata aia, de femeia aia care face de rușine pe toată lumea. Ai milă și de ea. Și zice: în seara asta așa, mâine seara așa, poi mâine așa. Și zice: eu m-am întors și m-am pocăit prin rugăciunile și prin citirea în Scriptura bătrânului de la marginea satului.
Nu știm noi cum va lucra Domnul, dar dacă vom putea spune ca și Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului, slăvit să fie Domnul și Domnul să ne ajute la aceasta, să slujim lui Dumnezeu, fraților. Să-i punem pe copii să citească, să începem să explicăm înaintea Domnului cuvântul ăsta. Uitați-vă, haideți să citim în Deuteronom în capitolul 6, pentru că e un text foarte important, evreii îl iubesc foarte mult, este de fapt textul lor de aur, acest text, ascultă Israele, Shma Israel. Uitați-vă ce spune aici capitolul 6 cu versetul 6 în jos. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta și să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei și pe porțile casei. Extraordinar! De ce acest om al lui Dumnezeu Moise vorbește prin Duhul Sfânt și spune poruncile Domnului, întipărește-le în mintea copiilor? Pentru că ăsta e depozitul în care intră cuvântul lui Dumnezeu în tinerețe și când îmbătrânesc, coboară. De aici coboară la inimă cuvântul lui Dumnezeu și începe să facă inima roditoare înaintea lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să întipărim în mintea lor. Uitați-vă iarăși, vreau să citim, pentru că e foarte important aspectul acesta, în Proverbe, în capitolul 30, uitați-vă aici, de la versetul 1 în jos. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel și pentru Ucal. Cine era Agur? Agur în traducere biblică înseamnă culegătorul. Culegătorul probabil e un nume cifrat al lui Solomon. Și Iache ar fi fost, să zicem, David. Dar uitați-vă ce a fost învățat Solomon să vorbească și să notăm, Solomon a fost instruit de prorocul Natan. Prorocul Natan i-a fost mentorul lui și învățătorul lui. Și ce a învățat omul acesta? Nu bârfe, nu discuții, nu ce s-a mai întâmplat prin Ucraina. Alea se duc, fraților, pierd odată cu întrebuințarea lor. Toate vorbele, toate știrile astea, a treia zi apare alta, mai bombă, mai mare. Și noi mergem din știre în știre și coborâm din putere în putere mai slabă, mai slab, mai slab, mai slab, tot mai jos. De ce? Nu mergem bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă omul ăsta, înțeleptul lui Dumnezeu, când se întâlnea cu cineva, ce vorbea? Versetul 2. Negreșit, uite, era smerit. Sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea, nu cunoștința sfinților. Dar uite ce te întreba. Câți ani ai? Unde lucrezi? Care ți-i salarul? Ce, câți copii? Dacă ai casă, dacă ai mașină, ce fel de mașină nouă? Uitați-vă ce întreba omul acesta. Uitați-vă. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui și cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum îl cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Fraților, surorilor, un om așa dezmerit să întrebe așa cuvinte profunde, așa lucruri adânci, să întrebe cum îl cheamă pe fiul lui. Dar ce știa el de fiul lui Dumnezeu? El nu știa, dar știa Duhul Sfânt care l-a inspirat să scrie aici cuvântul sfânt. De aceea să luăm cuvântul lui Dumnezeu ca armă, ca apărare, ca și călăuză pe drumul nostru, pentru că îi spune Pavel lui Timotei, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este folositor,
este folositor, este inspirat de Dumnezeu. Și cuvântul acesta lui Dumnezeu, uitați-vă și în Cartea Evreilor, spune că așa e de pătrunzător încât desparte încheieturile și măduva și judecă simțirile și gândurile inimii, fraților. Ești în biserică, să vedem care e diferența între simțire și gând. Ești în biserică și acum cum e iarnă, nu? La un moment dat simți că ți se face frig. Imediat vine gândul, mă, oare ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A fost prea frig afară? Sau fratele care trebuia să dea un pic căldura mai tare, o uitat? Sau poate odată-o prea încet? Gândul. Dar înainte de gând, ți-a venit simțământul. Și Dumnezeu așa precizi are, că numai simțământul ăla, nici nu s-a născut gândul în mintea ta, și prin cuvântul lui el poate să despartă simțământul de gând, încheieturile și măduva, să judece simțirea care-ți vine, dacă e bună sau dacă e rea, și tu să te rogi, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Domnul să ne ajute la aceasta. Fraților, reforma trebuie să înceapă de acasă, de la noi, de la noi personal, și reforma asta trebuie să înceapă cu citirea Scripturii. Anul acesta să ne propunem și să facem lucrul ăsta, că vine Domnul, fraților. Este lângă câmpia Turzii la Luncani un frate, unii îl cunoașteți, fratele Nelu Tiut. Fratele ăsta, în urmă cu câțiva ani buni, pot să zic cu vreo 14-15 ani, voia să meargă undeva să muncească și Domnul l-a blocat din înaintarea lui ca să-l țină aproape de el și aproape de lucrarea lui. Cum? A venit peste el la un moment dat o stare de boală și în urma acestei stări de boală i-au rămas pleoapele paralizate la ochi. Vede cu ochii perfect, dar trebuie să-și torice așa pleoapă, cel puțin la un ochi, ca să citească, să vadă. Și-o zis așa, fraților, când mi-am dat seama că nu mai pot să muncesc așa cum trebuie, când mi-am dat seama că s-ar putea să nu mai văd, m-am speriat. Știți de ce? Că m-am gândit, cum o să mai pot eu citi Biblia, că eram obișnuit să o citesc în fiecare an. Și am întețit citirea Bibliei gândindu-mă că dacă voi orbi într-o zi, s-o am măcar adunată aici. Și fratele ăsta, de când a pățit-o cu ochii și până azi o citit-o de peste 30 de ori Biblia, de peste 30 de ori. Și bineînțeles că Dumnezeu la cei care citesc Scriptura le dă și autoritate, le dă și putere, le dă biruință în ispită și în încercare, pentru că aici noi avem sabia Duhului lui Dumnezeu. Ia cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care e în tine și îl folosește și taie, și taie tot felul de legături și taie ispita dacă vrei și poți să fii eliberat în numele Domnului prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt preia cuvântul și îl face roditor în viața ta și în viața altora. Doamne, cercetează-ne să ne punem pe inimă acest lucru. Este un lucru simplu, e un lucru, dacă vreți, de dirigenție spirituală, dar fără asta noi nu putem pleca în nicio lucrare, fraților, nu putem pleca. Trebuie să luăm cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e o candelă pe cărarea noastră, o lumină pe cărarea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu e ca un ciocan care sfărâmă stânca. Cuvântul lui Dumnezeu e ca o sabie cu două tăișuri, fraților. Cuvântul lui Dumnezeu e puterea, e dinamita lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu e întărit ca să surpe întăriturile vrăjmașului. Și prin cuvântul lui Dumnezeu ieșim mai mult decât biruitori. În pustie Domnul Hristos a apărat prin cuvântul Domnului. Este scris, este scris, este scris. Și diavolul a fugit de la el. Ce faci tu când vine diavolul la tine? Dacă stai să te târguiești cu el, dacă stai în piață și spui să fac, să nu fac, să fac, să nu fac, ai căzut și te-ai dus. Dar în momentul în care spui este scris și numele lui Iisus, eu sunt mai mult decât biruitor prin acela care m-a iubit, atunci ești biruitor și rămâi în picioare, lăudat să fie Domnul. Domnul să ne ajute, fraților și surori, să luăm Scriptura, să luăm Scriptura și să o mâncăm așa cum se mănâncă picurul de faguri, fraților. Și Domnul atunci poate să facă cu noi mari, mari, mari lucrări.
Doamne, cercetează-ne. Reforma începe de aici. Uitați-vă pe Iosua. Folosește cuvinte din Scriptură și a putut să rămână în picioare până la capătul vieții. Folosește omul acesta Scriptura lui Dumnezeu. Domnul i-a vorbit odată prin Moise și i-a spus: știi ce, Iosua, tu vei prelua această ceată de oameni răzvrătiți, că așa erau poporul evreu. Dar știți ce i-a zis Domnul la începutul lucrării lui? Cartea aceasta a legii, Iosua 1:8, să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Mai sunt și oameni de genul acesta. Fratele Hozan l-a cunoscut pe fratele din Șugag, pe fratele Cernat, pe bătrânul. Am fost odată la el, cred că era prin 2006, dacă nu greșesc. S-a uitat bătrânul la noi și a zis: măi, spuneți-mi care e diferența dintre învățător și păstor. Nu prea știam noi, eram copii, nu prea știam. Mă, zice, învățătorul le spune la oameni: fă, 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 și el s-ar putea să nu facă. Dar păstorul, zice, face și le dă exemplu. Și atunci oile se iau după păstor. Ne-a dat o explicație bătrânească, dar simplă și adevărată. Spune în Cartea Evreilor Sfântul Apostol că oamenii mari, știți care sunt? Nu aia care știu multe din Scriptură. Nu, aia nu-s oameni mari. Auzeam în țară că unul a citit mult, mult, mult din Biblie și în special comentarii biblice. Nu zrele, să știți, dar comentariile biblice, știți când ar trebui să vină? După ce ai stat în odăiță, după ce te-ai rugat și ai spus Domnului: Doamne, dă-mi un cuvânt. După ce Domnul ți-a dat cuvântul, după ce l-ai asimilat și te-ai hrănit cu el și te-ai bucurat, după aceea poți să te duci și la alții să vezi cum le-a vorbit Domnul din cuvântul ăla, cam ca și ție, ca să nu te rătăcești. Poți să mai apelezi la câte un comentariu, dar sunt unii care le iau așa și fratele ăsta le-a luat și la un moment dat l-a trezit Dumnezeu printr-un vis de noapte, că era răpirea. Și a fost și el răpit alături de alții și a ajuns la porțile de mărgăritar. Și a zis că a încercat să intre, era vis, nu era realitate, era un vis, dar l-a trezit Dumnezeu. Zice: am încercat să intru pe poartă, dar zice: măi, mi-a intrat trupul, dar capul nu mi-a intrat. Ce era problemă? Și a venit un înger și a zis: auzi, capul ți-i cam mare, ai adunat multe acolo, du-te pe pământ și golește-l de tot ce știi. Și hai după aceea că o să poți să intri. Vedeți? Oameni care merg pe mândria cunoștinței, pe îngânfare, pe umflarea aia de sine, pe tămâierea de sine. Și Domnul nu se bucură de ei. Dar uitați-vă ce spune în Cartea Evreilor. În capitolul 5 cu versetul 11 în jos. Că oamenii mari, versetul 14, sunt aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Adică citesc Biblia și imediat o aplic, o citesc, o aplic. Și așa Dumnezeu îmi dă mare biruință, Domnul să ne ajute la aceasta. Reforma trebuie să înceapă de aici, fraților, de aici, 100%. Doi, reforma, iarăși, trebuie să înceapă la nivelul cântării, la nivelul cântării. Vorbesc foarte explicit pentru familie. Atât ai de ușor să iei tableta, să iei telefonul, să iei un aparat inteligent și să-i dai drumul. Și pe YouTube cântă cineva. Pe ăla probabil că îl răsplătește Domnul, sau poate nu îl răsplătește. Depinde cu ce gând și cu ce duh cântă. Dar pe tine cu ce te răsplătește Domnul? Ca altă dată, când eram eu copil, doar țin minte și acum, când noi eram cam răzvrătiți, noi am fost 4 băieți și 2 fete în familie și ne apuca așa câte o răzvrătire, mai ales pe băieți, ne băteam acolo și făceam niște năzbâtii așa, copilărești. Și atunci părinții noștri ziceau: gata, ăsta-i semnul că trebuie să intrăm în post și rugăciune. Și începea post și pe noi ne puneau în primul rând la post. Pe ăștia răzvrătiți și stăteam în post și rugăciune cu familia, dar nu oricum. Ne adunam, fraților și surori, de dimineață
Și luam caietul de cântări. Mămica avea un caiet al ei, pe care l-a avut când a fost tânără și în care și-a scris cântări. Tata meu avea caietul lui și luam când un caiet, când celălalt. Și cântam, ne rugam, Și după 2-3 zile de post de genul acesta, așa ne făcea Domnul ca pe mielușei. Atât eram de cuminț. 2-3 săptămâni, iar era bine, dar iar ne apucau supărările, iar începea. Tot uite, așa am dus-o până ne-a dus Domnul unde a trebuit. Acum suntem mântuiți cu toții, suntem în casa lui Dumnezeu. Și ăsta e harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Dar fraților și surorilor, uitați-vă, reforma trebuie să înceapă și de la nivelul cântării. Luați, fraților și surorilor, caietele și mai ales vorbesc tinerilor. Nu mai băgați de vină că asta e cântare veche și nu-mi place melodia și nu-mi place. Știi cum? Atunci când ai nevoie de Hristos, îți place tot. Iei tot și cânți pentru că ai nevoie să vină Domnul în viața ta să-ți rezolve problema. Și când ești disperat și când ești flămând și la capătul puterilor, nu mai bagi de vină că mâncarea e așa și așa. Nu, nu mai ești pretențios. Să luăm caiete de cântări, să luăm, dacă vrei, că nu contează, pe telefon, nu-i mare lucrul, ei, dar cânți, domnule, ei cântarea aia și o cânți în familie și mai cânți una și mai cânți una și mai cânți și numai vezi cum Dumnezeu vine și îți dă mari biruințe, pentru că reforma trebuie să înceapă de aici, din familia noastră, la nivel citirea Bibliei, la nivel, dacă vreți, pe baza Scripturii, la nivelul comunicării. Domnul nu le-a spus la evrei numai citește și du-te în drumul tău, nu. Vorbește despre Domnul. Du-te acasă și întreabă-l pe copil după ce ai citit. Măi, tu ce ai înțeles de aici din cuvântul ăsta, măi? Spune-mi ce ai înțeles, te rog, spune-mi. Și copilul, numai vezi cum Domnul începe să lucreze la inimă și apar discuții deosebite și în discuțiile alea se leagă inimile, se leagă legături care au fost rupte, pentru că, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu poate să opereze și la nivel de inimă, la nivel de duh și să repare inimi zdrobite, fraților. Vorbește și ultimul verset, dacă vreți, din Vechiul Testament. Spune Domnul acolo că atunci când va veni prorocul Ilie, Domnul va întoarce inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinți. În versiunea engleză spune inimile taților spre copiilor. Am observat în general părinții, bărbații, tații sunt cei care se duc să câștige o coajă de pâine la familie sau, dacă vreți, o felie de cozonac. Și se duc și pierd contactul cu copiii lor. Și ce mai poate să pună iarăși legătură între inima tatălui și inima copilului? Știți ce? Pocăința și cuvântul lui Dumnezeu. Să ne apropiem iarăși de cuvântul lui Dumnezeu, să ne apropiem de Domnul și să-i spunem: Doamne, ajută-mă să mă cobor, să mă smeresc, ajută-mă să iau cuvântul Tău așa cum l-ai scris Tu în Scriptură, ajută-mă să iau un psalm pe zi și să-l citesc în familia mea și să discut cu familia mea. Fraților, pe noi, pe bărbați, Dumnezeu să ne tragă într-o zi la răspundere că n-am făcut ceea ce făcea Iov în familia lui. E al treilea nivel de reformă, dacă vreți, la nivelul rugăciunii, la nivelul postului. După ce copiii lui se duceau și dădeau câte o petrecere, Iov mergea și aducea jertfă pentru fiecare dintre ei și se ruga în mod special lui Dumnezeu, spune cartea Iov, capitolul 1. Și mă cheamă Domnul pe mine și pe tine să fim preoți în familiile noastre. Preoție în familie, să fii prorocul familiei, nu se supără nimeni. Nimeni din biserică nu vrea să vină să fie prorocul familiei tale, să fii tu prorocul familiei tale. Acolo în familia ta să vezi ce se întâmplă, să numeri, cum spune Cartea Sfântă. Erau anumiți preoți care numărau vasele când intrau în templu și când ieșeau din templu. Așa să-ți numeri tu copiii ca și oițele, ca și mielușeii, când intră în familie, când pleacă în altă parte și când se duc departe de casă, atunci să-i urmărești cum au urmărit părinții lui Moise, să-i urmărești cu rugăciunile tale și Dumnezeu face minuni și semne. Credeți lucrul acesta? Am auzit experiența unui frate odată.
un frate păstor, el spunea că a crescut undeva în nordul țării, în Bucovina. Și mama lui a fost o femeie înțeleaptă, a pus un premiu în familie și a zis așa: cine învață un verset din Biblie, îi dau un leu. Probabil, să zicem aici, îi dai un dolar. Și el, foarte isteț, foarte inteligent, învăța versete, versete, și mama îi tot dădea câte un leu. Zice, am ajuns de mi-am luat înghețată, dar am ajuns să mă duc și la câte un film. Și zice, am ajuns să plec la 17 ani de acasă, departe, la Timișoara, și să nu mă mai duc la biserică deloc. Dar zice, două lucruri m-au urmărit în drumul meu. Auziți, să luăm aminte. M-au urmărit versetele pe care le-am învățat când mă plătea mama cu un leu versetul și nu puteam să scap de ele, și aș fi vrut să le scot din mintea și inima mea, dar nu mai puteam să scap de ele. Erau lipite acolo de mine și când mă duceam să fac ceva, trăznăi, să intru la distracții, la discoteci, imediat îmi suna câte un cuvânt de mă termina cuvântul din Biblie. Dar zice, eu trăiam în păcat. Și zice, asta a fost primul lucru. Și al doilea lucru prin care a lucrat Dumnezeu, niște scrisori din partea tatălui meu. Bagă de seamă, copile, ai fost văzut în data cu tare, la ora cu tare, în Timișoara, în fața unei table mari unde scria grădină de vară. Ai intrat, te-ai așezat pe niște scaune cu încă doi colegi, ați luat câte o bere și ați început să vorbiți asta, 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 asta. Zice, m-a terminat. Exact așa era. Și m-am supărat și m-am dus la prietenii mei de rele și am zis, băi, cine dintre voi i-a spus tatălui meu unde umblu eu? Cine? Noi n-am spus la nimeni, i-au răspuns. N-am spus la... Dar de unde știe tata lucrurile astea? Și zice, m-am dus acasă și am dus la tata bani și am zis, să-ți dau bani numai să-mi spui de unde știi tu pe unde umblu eu, că avea mai multe scrisori. Și știți ce i-a spus tata, plângând pentru că îl durea, era tata adevărat. Zice, copile dragă, când nu mai pot, că zice, mă rog pentru tine și știu că nu ești bine și plâng înaintea lui Dumnezeu, și când nu mai pot, când răbdarea mea e la maxim încercată, zice, mă duc aici în vecin, că este un vas de lucru numai lui Dumnezeu, și când ne rugăm, Duhul Sfânt îi arată pe unde umbli, ce faci, ce vorbești, cu cine ești, îi arată tot. Ăsta-i Dumnezeul care te urmărește. Și tânărul ăsta, când a auzit lucrurile așa, a zis, dacă așa-i Dumnezeu, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Și s-a dus la biserică și era seară de stăruință și erau băieții din biserică pocăiți, așa cum am fost și eu. N-am fumat niciodată. Când eram copil am luat un chiștoc în gură, m-am mânecat cu fumul, gata, fumat niciodată, băutură niciodată, alte lucruri niciodată. Și erau tinerii bisericii și stăruiau, Doamne, trebuie să mă botez. Și-a venit ăsta stricat, unul de la Timișoara, și l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Că Dumnezeu pe cine alege, e problema lui, e treaba lui, nu-i treaba mea. El alege, El curăță, El pune deoparte, El sigilează pe cine vrea El, fraților. Că e suveran, lăudat să fie El. Și l-a sigilat cu Duhul Sfânt și i-a dat și dar de prorocie. Și acum e păstor, e un om al lui Dumnezeu. De ce? Dumnezeu face minuni. Dar uitați-vă, cuvântul a fost aici și de aici a coborât la inimă într-o zi și a început Dumnezeu să lucreze. Rugăciunea tatălui era la locul ei, postul la locul lui, și Dumnezeu a început să lucreze. Am auzit de alt frate, i-a venit copilul acasă și astea sunt lucruri dureroase, să știți, când ajunge cineva aici, e durere. I-a venit copilul acasă din oraș și mama i-a luat hainele să-i le spele și i-a găsit în buzunar un bilet. El a fost la cinematograf la un film nu tocmai bun. Oricum, la cinematograf nu cred că se bucură Domnul, mai degrabă se supără pe aia care merg să vadă. Acum cinematografie avem în familie, atunci era altfel. Și a venit ăsta cu hainele lui îmbâxite, un pic așa de miros de țigară,
Și ia mama hainele să le spele, găsește biletul și începe o ceartă. Bă, copilea, pe eu te-am crescut. Tu așa mă răsplătești, mă, nu ți-e rușine așa. Ăsta s-a enervat la culme. Și acum mama supărată s-a dus, că așa e o mamă, pune la suflet. A luat biletul și l-a dus la tata. Tata era în birou, om al lui Dumnezeu, păstor, proroc, om deosebit. Și pune acolo biletul, uite unde ți-a fost copilul. Du-te amu și predică, pregătește-ți predica. Și era durere mare pentru el. Și a zis către ea, știi ce? Trimite-l pe copil până la mine, roagă-l să vină până la mine. Și a intrat copilul nervos, cu atitudinea aia de războinic. Las că le spun eu la tată, las că acum și eu-s bărbat, am o vârstă, nu trebuie el să-mi zică ce să fac eu în viața asta. Am eu putere să hotărăsc ce să fac. Și intră acolo în familie, în biroul pastoral unde era taică-s-o. Tata era cu spatele către ușă. Să uită, mă, tata nu zice nimic, nu mă ceartă. Ce-o fi cu tata? De ce-i cu spatele către ușă? Se apropie de tata, se apropie așa și când se uită dintr-un unghi la el, tata n-avea altceva, niciun cuvânt. Știți ce avea? Lacrimile. Uite, așa-i curgeau lacrimile. Și zice copilul, motopit lacrimile tatălui meu. Eu de atunci n-am mai mers la film niciodată. Și-a devenit păstor în timp, în locul lui taică-s-o. Pentru că, vedeți, în familie reforma trebuie să înceapă de la nivel personal. Noi să citim Biblia, noi să cântăm cântări de laudă, noi să ne rugăm, noi să postim și atunci Dumnezeu face mari minuni. Cea mai mare minune, fraților, este să se pocăiască copiii noștri. Să pocăiască. Fratele Pavelea din Husasău, din România, din zona Bihorului, povestea că într-o zi s-a rugat și a zis, Doamne, zice, atât am alergat în lucrarea ta și Domnul s-a folosit, era un proroc, un om al lui Dumnezeu, un om deosebit. Doamne, atât am alergat în lucrarea ta și acolo și dincolo, și acolo și dincolo. Te rog frumos, spune-mi și mie măcar un pic din ce răsplată o să-mi dai. Și într-o noapte, zice, a venit Domnul la mine și a zis, Pavelea, da, Doamne, am venit să-ți dau răsplata. Extraordinar, mă bucur, Doamne, îți mulțumesc că ai venit, bine ai venit. Băi, zice, dar nu-ți dau răsplata numai dacă o chem și pe nevastă ta, mă, că a stat cu copii acasă. Bine, zice, hai că o chem și pe ea. Și-o chemat-o pe soție. Și acum solul Domnului a luat o cupă mare și era acolo o ladă mare cu grâu. Zice, ia ține. Avea o traistă Pavele, avea o traistă nevasta. Ce ține Pavel? Ia o cupă, îi pune în traistă și acum zice, ține tu. O cupă, două cupe, îi pune la nevastă. Să uită Pavelea supărat. Mai țineți, zice, că vreau să-ți mai... Iar îi pune o cupă lui, iară două la nevastă, iară una lui, iară două la nevastă. Și zice, fratele, așa m-am enervat și m-am supărat în vis, că am zis, nu-i corect și m-am trezit. Vedeți, nu e așa cum credem noi. La răsplată Dumnezeu poate să răsplătească pe cei care și-au făcut lucrarea în familie, fraților, lucrarea în familie. Vreau să vă spun, în zona Clujului, un frate n-a fost păstor, n-a fost proroc, n-a fost nici măcar diacon. Odată a fost în comitet vreo 2 ani. Și are el într-o noapte un vis. Și în visul lui, Domnul îl ia pe el și pe păstorul bisericii și spune, hai să vă arăt partea voastră de răsplătire pe care vă dau. Și duce undeva departe acolo pe un câmp și le arată, uite, vezi postata asta cu tot ce înseamnă pe ea, era grâu, era copt, era curat, era frumos. Zice, asta e toată lucrarea ta de-a lungul vieții, uite, vezi o holdă, cât vezi cu ochii, zice, asta e holda ta, asta va fi răsplata ta pentru tot ce ai lucrat pentru mine. Și arată la păstor, lângă holda aia, o holdă identică și zice, asta e răsplata ta. Și acum fratele a zis, nu-i corect, Doamne, dar el zmerit. Nu-i corect, Doamne. Omul ăsta, păstorul, de la 17 ani a umblat în lucrarea ta. La 11 ani l-ai botezat cu Duhul Sfânt. A fost un om al tău care a îndurat zăduful zilei. Eu ce am făcut? Am mai cântat câte o cântare, am mai dat câte un îndemn. Eu ce am făcut înaintea ta să-mi dai atâta? Și a zis, Domnul, știi ce ai făcut? Ai dat creștere la niște copii care merg în misiune. Răsplata lor este răsplata ta. Auziți, fraților?
Dacă noi punem la punct reforma asta în familie, de la citirea Bibliei, de la cântarea de laudă, atâta să cântăm până cântăm, atâta să citim până citim și intră cuvântul noi, atâta să ne rugăm până ne rugăm cu adevărat și îl simțim pe Dumnezeu că coboară în mijlocul familiei noastre, atâta să-l strigăm pe Dumnezeu până Domnul coboară și prezența Lui se simte în familie. Și atunci vine Dumnezeu și spune: da, ai făcut lucrul acesta, copiii tăi se duc în lucrare, se duc în misiune, răsplata lor este și răsplata ta. Cred că v-ați bucura foarte mult să avem toți astfel de rezultate în familie. Doamne, ajută-ne! Într-o zi să putem striga așa cum a strigat Iosua: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Să mă ajute Domnul pe mine, fraților și surori, pe dumneata, pe fiecare din locul acesta. Să-L slujim cu scumpătate pe Dumnezeu. Afară cu idolii, fraților, n-avem nevoie de idoli. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de puterile veacului viitor. Avem nevoie de Duhul Sfânt în familie, fraților. O să vedeți, dacă punem ora de rugăciune la locul ei în familie, Domnul poate să scoată din familiile noastre proroci să le vorbească. Era un frate și mai trăiește încă, fratele Presecan, la noi în biserică în Albini. Și el povestea că a pus ora de rugăciune la loc de cinste și într-o zi spune o fetiță, avea vreo 5-6 ani, zice: tată, am văzut pe un nene, nici nu știu că era înger. Zice: uite, era îmbrăcat nene ăsta în alb și a venit cu o linguriță cu miere și uite așa pingeam, zice, a venit și mi-a dat lingurița aia cu miere. Așa a fost de dulce și de bună. Și din momentul acela Domnul a făcut o vas de lucru, că Domnul poate să facă lucrări mari în familiile noastre. Dar reforma începe de la noi și de la familiile noastre. Domnul să ne ajute. Amin.